Perché se ci che allora è importante. Io credo che allora sta rolo di estes maggiutes un po' più domenica, da prossima vi ascolta tutto ciò che è buono in vita mia, che voi non puoi avere qui in via. Amen. Io sono nascuto per zio in famiglia ieri, fratello lei con 12 di anni mare, a fost tot ce-au plecat de armă singură. Și eu cred că Dumnezeu a dus o istorie pe neașteptate pentru părinți, pentru mine. Amin. M-am gândit de multe ori, cum eram cu chitara în vit, erau groază de fete în jurul meu. Și puteam să putem ciuz, da? Dar când mă uit înapoi, că asta nimeni nu știe înainte, dragi băieți, indiferent cât ați socotit, cât ați căutat, nu o să știți niciodată dacă ea este sau nu ajutorul potrivit. Decât 40 de ani mai târziu când veți întoarce înapoi și veți uita la viața pe care ați trăit. Ori eu pot face lucrul acesta să mă întorc înapoi să mă uit la viața pe care am trăit-o. Dumnezeu mi-a dat o soție fără de care n-aș fi ce sunt. Și vă spun, pentru că ea era interesată de limba engleză, eu atunci o învățam, și era chemată să traducă. Când veneau misionari, o căutau pe Nora Ponta, Eleonora Ponta, ca să-i ajute. Și Nora, când vedea ce așteaptă predicatorii din vremea respectivă, zicea, știu eu pe cineva care este interesat de Cuvântul lui Dumnezeu, nu doar de casetofoane și casete și alte lucruri. Și n-a spus să-l cunoașteți. Și așa mă pomeneam cu misionare, duși în pragul casei mele și vreau să vă spun, nu unul, ci toți cei care mi-au marcat într-un fel viața în mod decisiv. Dumnezeu i-a adus în viața mea prin ea. Așa că nu ora acestea plau și eu. Mama soacră i-a dat un sfat foarte înțelept, iar câteva, nu foarte multe, erau cum e simplă, dar unul din sfaturile pe care i-a dat este nu-l lăsa să meargă singur, du-te cu el. Dragii mei, nici nu vă dați seama ce important e lucrul acesta. Să fie cineva să acopere spatele. Să fie cineva în sală care mă cunoaște și pe față și pe tot. Nu să vă pot spune povești. Nu mă cunoașteți. Și dacă cunoașteți ceva despre mine, oricum nu e adevărat. Da? Dar ea mă știe pe toate fețele. Și ea este cea care știe când am spus ce nu trebuia. Am spus prea mult. Am spus lucruri pentru care nu există acoperire. E mare har ca să știi că ai nevoie de ajutor potrivit. Amin. Și să încurajezi lucrul acesta în soția ta. Când mergem la Seattle și la Portland, voi vorbi despre familie. Și rolul important al soției. Scriptura spune, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat și făcută pentru bărbat. De aceea, și urmează însărcinarea cea mai importantă pe care nicio femeie nu poate delega altuia. Spălatul vaselor, poți să-l pui și pe bărbat să o facă. Nici pe rușine. Și pentru haine, îți pe cum vreau mașină de spălare. Dacă ții greu să dai cu aspiratorul, angajezi o femeie, dacă eventual ai bani pentru asta. Dar este un lucru pe care nu-l poate delega o soție minunia cuiva. Și dați-mi voie să citesc textul mai departe. De aceea, din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap exusia autoritate. Cornilescu a luat termenul sem, care nu există în original. Ce înseamnă lucrul acesta? Versetul 3 spune, Hristos este capul oricărui bărbat. Bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Cap de fale nu înseamnă căpățână, ce înseamnă autoritate. Când Scriptura spune femeia să aibă din pricina îngerilor, din pricina luptei spirituale despre care vorbim dimineața, femeia să aibă pe cap, pe bărbatul ei, autoritate sau exusia sau stăpânire, cine e capul bărbatului? Cine e autoritatea bărbatului? Hristos. Dragii mei, rolul unei soții este să vegheze ca soțul ei să stea pe urmele lui Hristos. Ca bărbatul ei să duce spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieră. Mâinile curate se leagă de lucrurile acestei lucruri. Acolo ne murdărim noi bărbații mâinile, în deșertăciunea aceasta. Mâniile vin din relațiile în care intrăm, atunci când nu putem să ne realizăm planurile.
Dar îndoiala are de-a face cu relația noastră cu Hristos. Când un bărbat se îndoiește de Hristos și începe să umble aiurea, nevasta trebuie să-l câștige fără cuvânt, la ascultare de cuvânt. Le spune unul Petru. O, lucrul acesta trebuie să-l faci cu armele Duhului, nu cu armele firii pământești. O femeie are ca armă streașina care picură. Niciunui bărbat nu-i plac lucrurile astea, dragine. Eu n-am suportat ca nevastă mea să mă cicălească. Și atunci ridicam doar tonul. Nora? Ea știa ce spune. Nora? Dar când o femeie înțelege cuvântul lui Dumnezeu și știe să-și împlinească menirea, dragii mei, pentru toate celelalte lucruri, pentru lucratul grădinii, Dumnezeu i-a dat bărbatului elefantul în loc de macara, câinele să-i păzească casa, pisica să-i prindă șoareci, vaca să-i dea lapte, o mulțime de unelte i-a dat bărbatului pentru lucratul grădinii, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Și de aceea Dumnezeu a făcut-o pe femeie. A făcut-o pe femeie. Și de aceea, dragii mei, piesele de armură pe care le citiți în Efeseni 6 pentru spate, nu există piese de armură. Și când ești lovit pe la spate, it's over. It is over. Ați iubit nevasta înseamnă cei care are dreaptă pe urmele lui Hristos și au chemat după tine. Nu înseamnă ai face și ai împlinit toate vopturile. Eu pe Norica o cred din când în când să știu că mi-am făcut datoria. Ți-a fost frig cu mine? Ea zice, nu. Ți-a fost foame cu mine? Zice, atunci l-am împit de voi, pentru că Scriptura spune, dacă avem ce mânca și ce mânca, ne stă de jos. Dragii mei, dacă aș fi avut altă nevastă, ne-ar fi făcut părul alb, acum 20 de ani. Pentru că la noi, în casă, unor ușile nu se închideau, alături peretele era crăpat, că intra și ieșa soare cele când voia, și cu o altă femeie, n-aș fi scos-o la capăt veci. Pentru că stăteam să scriu cărți și să umblu în țară, să călătoresc. Și nu a înțeles lucrurile importante. Dar niciodată nu m-a iertat atunci când am călcat în străchie. Când am pornit pe un drum care... Noi bărbații s-au copit așa, mai incidește, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De vestele noastre s-au gândesc așa, 1, 2, 10. Și noi numim povestea asta intuiție feminină. Și asta ne irită pe noi, bărbații. Dar am învățat să fiu atent. Chiar dacă nu-i dau dreptate, dar să fiu foarte atent. De ce 1, 2, 10? De cele mai multe ori are dreptate. De cele mai multe ori are dreptate. Dragii mei, familia este o taină, așa cum relația între Hristos și biserica este o taină. Pentru restul, ne întâlnim joi seara la Biserica Pentecostală din Seattle, la fratele Artemie, dacă vreți. Și atunci luăm lucrurile. Dar pentru seara asta, îmi pare foarte rău că jucăria aceea nu merge, data viitoare o să o duc cu mine pe mea. Cineva m-a rugat să vorbesc despre... Amin! 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 Asta a fost o ce deschis mărturie, aleluia! Se spune că Caiafa provocea fără să știe. Se pare că și eu am zis o prostie. Fără să vrea. Mă gândeam la tehnica asta, mă gândeam la... Unul din cele mai disputate texte din Apocalipsa, pe lângă 666, este și povestea asta cu domnia de 1000 de ani. Vă spun și că în vremea ei, eu am citit mult despre Apocalipsa, pentru că se scriu mult despre ea, dar... Încă n-am descurcat toată numerologia. Cineva veni și ne-a șoptit la oreche. Nu îmi spuneți ceva despre acele 1260 de zile sau vreme, două vreme și o de vreme. Dar ce mi-a spus că am răspuns la toate întrebările, dar de majoritatea dăților te zic. I'm sorry, Domnul. Și dacă nu s-a făcut niciodată în viață, am să întreb pe Domnul când mă întâlnesc cu el. Sau pe Ioan, pe el a scris Apocalipsa. Dar de ce există atâta fragmentare în jurul acestui subiect? Și noi creștini ne împărțim în tabere, da? Premileniști, amileniști, postmileniști. Și nu știm exact ce să facem cu această poveste. Acum sunt două întrebări care se ridică în fața acestui text, îl găsiți în capitolul 20. Și acolo aveți șase versete în care de șase ori se pomenește domnia de 1000 de ani. De șase ori se pomenește lucrul acesta.
În primul rând, unde va fi domnia de 1000 de ani? În al doilea rând, când va fi domnia de 1000 de ani? Unde va fi și când va fi? Ca să răspund la prima întrebare, nu eu, Biblia, eu nu știu, dar mi-ai răspuns sincer, habar n-am. Dar uitați-vă ce scrie în Biblia mea și în Biblia dumneavoastră. Biblia spune aici, pe pământul nostru vechi și învățit pe păcat. Pe pământul acesta vechi și învățit pe păcat. Aici va fi domnia de ani. Uitați-vă la secvențele din capitolul 19 și 20. În 19 cu 11 se deschide cerul și un călăreț pe calul alb, cu haină muiată în sânge, în mod evident, Domnul Iisus Hristos, vine din cer pe pământ, împreună cu oștile cerești. În 20, capitolul 1, îngerul vine din cer pe pământ, deci diavolul a fost aruncat pe pământ. Avea în mână un lanț mare, nu știm ce fel de lanț era, dar leagă fedele și-l aruncă la din, pe ce trăiește la din culpeste el, ca să nu mai înșele neamurile timp de 1000 de ani. În 20 cu versetul 8, Satan este eliberat pentru puțină vreme, după 1000 de ani, și el fluieră odată și adună oaste ca nisipul mării împotriva cetății cele sfinte. Deci, războiul acela este tot pe pământ. Cu alte cuvinte, dacă mă uit la limbajul Scripturii, atunci trebuie să răspund la întrebarea unde răsit aici, pe pământul nostru. Când pun a doua întrebare, ai se încurcă lucrurile. Când va fi? Pentru că există tot felul de teorii. În comentariul meu găsiți explicații foarte simple, nu sunt eu autoritate în domeniul acesta, citesc la Biblia, dar există premilenismul. Ce spune premilenismul simplu? Vă tot uitam, nu am avut suficient timp să caut un alt fișier în care aveți imagini, oricum vă puteți folosi, că nu se văd. Dar premilenismul spune că atunci când în 19 cu 11 se deschide cerul și călărețul pe calul al urma de oștile cerești coboară, cu suflarea gurii lui va nimici oștile care s-au adunat la luptă, cele două fiare sunt prinse, aruncate în iazul de foc. Pentru că împărații Pământului, cei care în capitolul 6, la ruperea preceția 6, s-au îngrozit că au văzut mânia mielului și au zis, cine poate sta în picioare în fața mâniei mielului și a celui ce șade pe scaunul de domnie? Și au început să strige munților, haideți peste noi, ascundeți-vă de fața de mânia mielului. Expresiile din capitolul 6, versetul 17, le regăsiți în capitolul 19. Aceleași expresii. Împărații Pământului, domnitori, oamenii bogați, cei mici, cei mari, se vor aduna în război. Hristos îi va nimici cu sabia gurii lui. Cu sabia gurii lui. Este o luptă ciudată. Dar pentru că Pământul va fi decapitat de conducerea lui la ora respectivă, în vacuul acela va veni Hristos, se vor ajuta sabia în judecată și vor învia cei care au murit în Hristos. Va fi prima înviere, spune textul. Deci premilenismul susține că Domnul Iisus, prin întoarcerea Lui, vine să așeze pe pământ o împărăție de 1000 de ani. Postmilenismul spune că datoria de a așeza pe pământ o împărăție de 1000 de ani devine bisericii. Și dacă biserica reușește să așeze pe pământ o împărăție de 1000 de ani, atunci Hristos vine să domnească în acea împărăție, din 1000 de ani, biserica. Dar bisericii revine sarcina. Acum, dacă ascult atent pe Domnul Iisus, El vine și pune o întrebare în Luca, zice, oare când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? Pe mine Biblia nu mă îndeamnă să cred că lucrurile vor merge din bine în mai bine. Unul din oameni pe care voi puteți asculta, David Paulson, este bătrân acum, este un predicator englez, are un studiu despre Apocalipsa superb, dar el, printre altele, a avut din partea Domnului descoperiri încă în anii 50. S-a frământat foarte mult cu ele. Și acum, zilele noastre, și-a luat inima în dinți și-a adunat în jur câțiva oameni care îl cunosc și a zis ce să fac, să încep sau să nu încep să vorbesc despre aceste lucruri. Și toți l-au îndemnat, vorbește. Și el are câteva DVD-uri, vreo 6 ore, în care vorbește despre mahomedanism. Și el vine și spune, am cerut Domnului ani de zile să-mi iau un text ca să înțeleg ce se va întâmpla în viitor. El începe foarte interesant, zice, în buricul târgului, în Londra, sunt mai multe moschee.
Și când se termină slujba în moscheie, toată circulația se oprește. Și ce e foarte interesant este că pe ușile moscheiei năvălesc o mulțime de bărbați în floarea vârstei. Nu poșă loci, tineri, în toată puterea. Când se termină adunările biserici, se deschid ușile, este o mulțime de femei. Știți ce spune el? În 2050, Marea Britanie va fi o țară musulmană. Și rugându-se Domnului ca să îi descopere ce se va întâmpla în viitor, Domnul i-a dat cartea Habacuc. Și el vine și spune, și încheie cu asta, ce au fost babilonienii, tocmai am vorbit despre ei, pentru Israel, vor fi musulmani pentru biserică. Cu alte cuvinte, biserica la ora asta începe să-și piardă menirea, mesajul, rațiunea existenței. Și pentru că noi, de fapt, suntem sau ne pretindem a fi reprezentanții lui Dumnezeu, practic, Dumnezeu trebuie să-și răzbune numele de cinstit de noi. Lucrurile acestea de fațare pe care ne mulțumim, aceste compromisuri cu care am umplut băncile biserici. Uitați-vă la ce se întâmplă în lumea noastră. Eu nu văd lucrurile decolând spre înălțimile mileniului pe care noi, biserica, îl așezăm pe pământ. Eu văd lucrurile căzând, intrând în vie, desfăcându-se. Trebuie să lupți cu tot ce este în tine, să întârzi momentul acela. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, propovăduiește cuvântul la timp și în latin, ceartă, mustră, îndeamnă, cu toată înțelepciunea. Pentru că va veni vremea când oamenii își vor pune predicatori care să le gâdile urechile, să le spună povești, să nu le vorbească de păcat, să nu mustre în niciun fel. Să fie o biserică, un fel de mol, cu fântână arteziene și cafea, în care să ne simțim bine. Deci, eu nu sunt potrivit la cafea și îmi place dacă e bună, dar eu cred că biserica și templul ar trebui să fie un loc de judecate, nu de distracție. Amin. Da? Amin. Nu de distracție. Un loc în care să vii, să-ți plângi păcatul Duhului Dumnezeu, să-ți vorbească, să cazi cu fața la pământ înaintea Lui, dacă trebuie. Deci începește postmilenismul înainte de anul 1000, cu vreo 80 de ani, 20 de ani, nu mai știu exact cât, s-a crezut că la anul 1000 va veni Hristos. Cel care a pornit toată dezbaterea adventistă a fost Sfântul Augustin. Și unul din prinții germani a pornit prin lume să încreștineze toată lumea, să-L așteptăm pe Hristos. A venit anul 1000 și a trecut, așa cum a venit anul 2000 și a trecut și el. Și atunci a început să se plate de toată povestea și mai ales intelectualii au împins lucrurile spre amilenism. Adică fără mileniu, asta înseamnă amilenism. Nu există o domnie de 1000 de ani, oricum numerele sau datele din Apocalipsa sunt foarte complicate de interpretat, 1260, o vreme, o două vreme și o jumătate de vreme. Până nu le armonizez pe toate, nu pot să spui nici ceva concret despre mine. Dar dacă premilenismul îl aduce pe Hristos să instaureze mileniu, postmilenismul, biserica instaurează mileniu și vine Hristos, amilenismul spune, nu. Mileniu este un fel de metaforă și înseamnă toată perioada dintre cele două venieri ale lui Hristos. Prima înviere este Ioan capitolul 5, versetul 24. Vor auzi glasul Fiului Omului, cei ce vor asculta vor învia. Este o înviere spirituală, n-are nimic a face cu învierea din morți. Timp de 5 secole, biserica primară, dragii mei, a crezut în domnia de 1000 de ani și a propovăduit domnia de 1000 de ani. Dacă aș cita doar pe unul din părinții bisericii, Policarp de pildă sau Papias, vine și spune, credem și propovăduim revenirea lui Hristos și domnia lui în trup pe pământ, spune Papias. Și nu mult după Domnul Iisus Hristos. Deci spuneam că cel care a pornit această dezbatere legată de mileniu a fost Augustin, episcopul de Hippo. Uitați-vă puțin la Scriptură. Puteți lua orice versiune doriți în mână și vreau să urmăriți doar secvența tablourilor din ea. În primul rând este revenirea lui Hristos, capitolul 19, 11 la 17. Am amintit deja, se deschide cerul, un călăreț pe calul alb, cu haine umiată în sânge, coștile umântul călăr, îmbrăcate
alb, strălucitor și curat, în insuțire el urmează. El vine, se dă lupta păsările celui vin să mănânce carnea căpitanilor și așa mai departe. Până versul 17. Pe urmă, urmează al doilea tablou, primele 6 versete din capitolul 20, Domnia de 1000 de ani. În versetul 11, pentru că imediat după versetul 6, diavolul este dezlegat pentru puțină vreme și apoi prins și aruncat în iazul de foc. În versetul 10. În versetul 11 începe judecata. Se așează un scaun de domnie mare și cel ce sta pe el este Domnul Iisus, el judecă și toți cei care au trăit odată pe pământ se adună înaintea lui. Scriptura spune se vor deschide cărțile. Cărțile faptelor tale și ale mele. Se va deschide și o altă carte, care este Cartea Vieții. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, este aruncat în iazul de foc. Tabloul al treilea, de judecată. Tabloul al patrulea, un cer nou, un pământ nou, noul Ierusalim se coboară din cer pe pământ, nu noi mergem în cer, cerul vine la noi, dar se coboară din cer pe pământ. Și aveți capitolele care urmează, 21, 22, care se ocupă de noul Ierusalim. Deja toți dușmanii lui Dumnezeu au fost scoși pe peștera istoriei. Cu alte cuvinte, de acolo încolo, Dumnezeu împărățește și Hristosul lui. Toți creștinii, cred că toți cei din sală, dacă vă numiți printre ei, crede în tablourile 1, 3 și 4. Tabloul 2 este, în schimb, disputat. Despre ce să fie vorba în tabloul precedente, sau în tabloul acesta care noi îl discutăm. Primele trei versete este legarea lui Satan. Versetele 4 la 6 este domnia de an. Versetele 7 la 10 este dezlegarea lui Satan. Deci legarea lui Satan, domnia de 1000 de ani și dezlegarea lui Satan. Am vorbit și azi dimineață despre el și am văzut că Satan este biruit în etape. Dacă mă întrebați, de ce nu l-a strivit Dumnezeu dacă un singur înger e suficient să lege, să-l arunce la timp pentru 1000 de ani? De ce nu l-a nihilat de la început? Și am încercat să răspund lucrul acesta în zilele trecute. Imaginați-vă că Dumnezeu ar fi făcut-o. L-ar fi strivit ca pe o gândanie. În timp ce dădea suflarea, Satan s-ar fi uitat la Dumnezeu și ar fi zis, well, you are stronger than me, but I am right, not you. Adevărat? Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi dat peste mâna Evei să nu o lase să întindă mâna după fructul locuit. Eva ar fi zis, ești mai tare, ești creatorul, dar Satana are dreptate. Cu alte cuvinte, în momentul în care mintea noastră s-a născut necinstirea de Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să-ți tragă mâna înapoi, să te lase să mergi până la capăt. Să guști și să bei din consecințele deciziei tale. Asta înseamnă libertatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o să alegi între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Deci, Satan nu putea fi strivit de Dumnezeu, ci l-a lăsat să meargă lucrurile ca să arate adevărul la vremea lui. Există trei etape pe care aș vrea să le amintesc. Înainte de crucea Domnului Iisus Hristos, Satan avea acces în cerul. Țineți minte, predica de dimineață, cei care ați fost cu noi. A urmat apoi crucea Domnului Iisus Hristos și El, prin moartea Lui, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut ocare, ieșind biruitor asupra lor pe cruce. Dar va veni a doua oară Hristos. Și a doua oară Hristos, când va veni, va fi înfrângerea definitivă, lovitura de moarte pe care o va da lui Satan. Dacă mă întorc înainte de cruce, e suficient să-mi aduc aminte de istoria lui nou. Când Fiul lui Dumnezeu s-a adunat înaintea tronului Dumnezeu și a venit și Satan. Și Dumnezeu m-a întrebat, de unde vii? Păi vin de la puterea Domnului. Mi-am inspectat moșurile. Sunt ale mele. Sunt stăpânul viacului acestuia. Dumnezeul viacului acestuia. Dumnezeu v-a zis nimic. Dar Dumnezeu zice, ai văzut că omul meu e nou? Nu este niciun om neprienit ca el. A, Doamne, hai să fim serioși. L-ai cumpărat. Ei dau 10 copii sănătoși. I-ai dat cămile și o sac de umple țara, i-ai dat un business înfloritor, iar avea, dragii mei, toate tracurile din vremea respectivă, făcea transport, au cămilele, făcea transport pe drumul împărătesc.
Ei mergeau lucrurile foarte bine, era cinstit de toți oamenii, un om cu vază de fire sărbători. Deci Satan, la mine să fim serios, și spun eu, cinstit cine ești? Nimeni nu te slujește, dacă nu-l cumperi. De ce credeți că în rugăciunile noastre avem Doamne dă, Doamne fără? Dar dacă Domnul nu-ți dă ce cer, zici, I don't care. Și Israel, când n-a primit ce dorea, s-a dus după alți Dumnezei. După alți Dumnezei. Deci a fost o vreme când Satan avea ce să încerce. Primul lucru, după moartea Domnului Iisus Hristos, el este aruncat afară din cer. Aruncat afară din cer. Ascultați-l pe Domnul Iisus vorbind în camera de sus cu ucenicii înainte de a merge în grădina Ghețimani. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Așa numește Domnul Iisus pe diavolul. Înainte de a fi răstignit, Iisus a zis, acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar când el a strigat pe cruce, s-a isprăvit. Mihail și îngerii lui l-au luat și l-au prins de fundul pantalonilor și l-au aruncat afară. Nu li s-a mai găsit loc în cer, spune Scriptura. În cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaur și Balaur cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar nu au putut birui. Locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, dumnezeul cel vechi, diavolul, Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că părâșul fraților noștri a fost aruncat jos, cel care împura zi și noapte. Ei l-au miluit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisului lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă cerul și voi care locuiți în cer. Deci în sfârșit acolo s-a făcut pace. Asta e prima etapă. Dar vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, pentru că știe că are puțină vreme. Prima etapă este aruncarea lui Satan din cer. A doua etapă, de care vorbim acum, este legarea lui Satan și scoaterea lui din propria lui moșie. Pământul este stăpânirea lui. A venit un înger, l-a luat și l-a scos afară și l-a aruncat în aer. L-a scos afară din propria lui moșie, împărăție. Versetul 1 din capitolul 20. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia dincului și un lanț mare. El a pus mâna pe Balau, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satanul. L-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo, a pecetuit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini ce 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Cea mai mare umilire a celui care s-a dat drept Dumnezeu, asta a vrut și asta a spus și oamenilor, veți fi ca Dumnezeu. Cea mai mare umilire este că nu trebuie să vină toate oastea lui Mihail. Nu trebuie să vină nici măcar Hristosul să lege, ci primite pur și simplu un înger. Și îngerul acela ia, îl leagă, îl aruncă în adânc. El este cel care înșela întreaga lume, dându-se de Dumnezeu, așteptând închinarea noastră, ispitindu-l pe Fiul lui Dumnezeu, închină-te mie și îți voi da toate împărățiile Pământului. Dar el este dovedit a fi doar o simplă creatură, răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Dar uitați-vă, vă rog, la verbele din textul nostru. Îngerul se coboară din cer, având un lanț mare în mână. Și urmează câteva verbe care sunt, la timpul trecut, perfectul compus. O acțiune trecută și terminată. A pus mâna pe Balaur, l-a legat, l-a aruncat în adânc, l-a închis, a pecetuit intrarea deasupra lui. În sensul de bine subliniate lucrurile. A pus mâna pe Balaur, l-a legat, l-a aruncat în adânc, l-a închis, a pecetuit intrarea deasupra lui. Cum se poate să fi fost așa de simplu? V-am spus. Unde ți este biruința moarte, treabă Pavel, în capitolul 15, versetul 5-5, din 1 Corinteni?
Morți este bolnav. Versetul 56. Bolul morții este păcatul. Puterea păcatului este legea. Aș vrea să înțelegem conceptul acesta, că nu este vital pentru trăirea unei vieți de biruință. Șapele era în grădină, așa ne spune în capitolul 3 din Genesa. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a așezat în grădină și i-a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Până în acel moment, până în momentul în care Dumnezeu a dat porunca împreună cu consecințele ei, vei muri negreșit, șapelui nici măcar nu i-a trecut prin minte să o ispitească pe femeie. N-avea cu ce. Dar în momentul în care a fost dată porunca, el a înviat și a venit în dreptul Evei. Și a zis, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? A, nu veți muri, nu cred, nu veți muri. Și a făcut femeia, a trecut granița de partea șapelui. Șapele, în momentul acela, când femeia a călcat porunca lui Dumnezeu, s-a dus frumos cu legea înaintea lui Dumnezeu și a zis, preamărite, nu zici tu că plata păcatului este moartea? Ia uite ce a făcut femeia. Și Dumnezeu a zis, ia-o, ia ta. Bolul morții este păcatul. Puterea păcatului este legea. Deci a fost așa de ușor să fie legat un simplu înger, cel care s-a lăudat că este Dumnezeu, pentru că moartea marelui preot a luat din mâinile lui Satan puterea morții. Am primit legea Domnului Iisus. Zapisul cu poruncile care stăteau împotriva noastră a fost țintuit pe lemnul crucii. Și în momentul acela, răzbunătorul sângelui, dacă știți cetățile de scăpare, își pierde puterea, dreptul pe care legea lui Dumnezeu i-a dat-o să stăpânească asupra noastră. Dragii mei, Scriptura ne spune să nu mai dăm mădularele noastre în stăpânirea păcatului. Dar noi care suntem ispitiți în fiecare zi ne uităm și dăm din lume, zicem, dar Doamne, e posibil așa ceva? Ascultați ce spune textul mai departe. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, nu va mai avea putere asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. A fi sub lege în textul acesta înseamnă a fi sub acuzarea legii. Când legea lui Dumnezeu este împotriva mea, legea lui Dumnezeu este puterea celui rău asupra mea. Am o singură nădejde să scap din ghearele lui. Să mărturisesc păcatul, mărturisindu-l, el trece asupra Domnului Iisus Hristos. Și dintr-o dată legea lui Dumnezeu nu mai are nimic împotriva mea. Și Satana nu mai poate invoca legea lui Dumnezeu împotriva mea. Dragii mei, Scriptura ne spune să nu lăsăm păcate de rezolvate viețile noastre pe mâine. Păcatele trebuie să rezolvate astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Păcatul 1 șară, 2 în fășoarele este, 3 în pietrește. Și o inimă rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeul cel vin. Domnul Iisus a șters zapisul cu poruncile care stea împotriva noastră. Dintr-o dată Satan a fost despuiat de puterea lui. Și așa se explică faptul că un simplu înger al Domnului vine, îl ia, aruncă la demn, pecetulește intrarea deasupra lui, ca 1000 de ani, să nu mai înșele neamurile. Domnul Iisus Hristos este acuzat atunci când vindecă un îndrăcit, că scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Și el zâmbește și spune, nu înțeleg ce spune. Dacă eu scot dracicul, deci după Domnul dracilor, împărăția dracilor este dezbinată împotriva ei, nicio împărăție nu poate fi dezbinată împotriva ei ca să dărâmească. Dar dacă eu scot dracicul, deci lui Belzebul, împărăția, deci după Duhul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare, să jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare, numai atunci îi poate jefui casa. Cu alte cuvinte, în primele versete, vedem legarea lui Satan. Primele trei versete din capitolul 20. Tabloul următor, versetele 4 la 6, domnia de 1000 de ani. Versetul 4. Și-am văzut niște scaune de domnie, ascultați cu atenție ce vede Ioan. Am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecată. Și
Mai vede ceva. Am văzut sufletele, sufletele cui? Celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Țineți minte când s-a rupt pe cetea cincea, sufletele de sub altar au început să strige la Dumnezeu, până când, Stăpâne, Doamne, Tu care ești drept, încetezi sau zăbovești să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor Pământului. Și ni s-a spus o haină albă și ni s-a spus să mai aștepte puțin până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă. Deci, pe de-o parte, sunt niște scaune de domnii și cineva, mai mult, s-a reșet pe aceste scaune de domnii. Pe de altă parte, am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturisirii lui Iisus și a cuvântului Său și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră numărul ei pe frunte sau pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit ce 1000 de ani. Aceasta este cea din trei înviere. Versetul 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor moartea a doua n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani. Întrebarea este peste cine vor împărăți 1000 de ani. Putem pune întrebarea cine, și despre asta a vorbit textul. A doua întrebare este peste cine vor împărăți 1000 de ani. Dacă ne întoarcem înapoi în capitolul 16, versetele 12 la 17, vedem cei 7 îngeri vărsând pe pământ potirele mâniei lui Dumnezeu. Versetul 12, al 6-lea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, peste Eufrat. Și râul acesta se apă ca să pregătească drumul împăraților din răsărit. Și sub conducerea celor două fiare pe care le-am întâlnit în capitolul 13, și dacă ar fi să generalizez, prima fiară are de face cu puterea politică, cu sistemele politice, a doua cu cele religioase, cele două fiare adună pe împărații Pământului împotriva împărăției cele sfinte. Sunt niște duhuri necurate care ies din gura balaurului, a prolocului mincinoși, a fiarei din tâi, care pleacă să adună pe împărații Pământului la lupta sau la războiul Dumnezeului Celui Viu din ziua mâniei Lui. Ați auzit de Armagedon? Spune versetul 16, duhurile rele i-au strâns în locul care pe evrește se cheamă Armagedon. La Armagedon se dă lupta cu călărețul care coboară din cerul pe care cal al. Un înger vine și cheamă păsările cerului, ospățul cel mare al lui Dumnezeu și cu sabia lui ucide toată acea oștire. Asta nu înseamnă că toți locuitorii Pământului, toți vrășmașii lui Dumnezeu, au murit. Nu. Pământul a rămas populat, dragii mei, dar s-au împuținat, pentru că la vărsarea potirelor o treime din Pământ este decimată din locuitorii Pământului și au rămas restul. Erau o mulțime de oameni păcătoși, care au rămas în continuare pe Pământ. Dar nu mai este fiara și nu mai este prorocul mincinos. Ei au fost aruncați în iazul de foc. Cine a guvernat lumea? Cine a guvernat lumea? Până atunci, lumea a fost guvernată ca și astăzi. Sunt împărați, sunt guverne, sunt partide, sunt politicieni, sunt o mulțime de lucruri. Dar gândiți-vă că doi oameni se unesc să facă un partid. Acum în România s-a făcut un partid creștin. Ce-o fi din ea, nu știu, stau să aștept și eu, dar când doi oameni se unesc să facă un partid, partidul devine mai tare decât amândoi. Întotdeauna dracul călărește sistemele pe care noi le creiem ca să putem supraviețui ca societate. Și că diavolul a fost aruncat pe pământ și în capitolul 13 el dă puterea lui celor două fiare, cele două fiare încep să controleze întreaga noastră planetă. Întreaga noastră planetă. Uitați-vă ce spune Pavel în Efeseni capitolul 2, primele versete.
Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, dar uitați-vă mediul, contextul care urmează în versetul 2, în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, lumea asta nu mers. Și vreau să vă spun, nu-i dictat de Dumnezeu, ci de Dumnezeu lumii acestea. După mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, și asta este diavolului și a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Cine a guvernat lumea? Cei care s-au aservit celui rău și care au promovat interesele celui rău. Citiți doar capitolul 1 din Roman și îngroziți-vă. Pavel termină așa. Nu numai că le fac și găsesc de bun pe cei ce le fac. Cum? Din lege. Din lege, dragii mei, promovate de guralivii lumii acesteia, care, deși spun că puțin, atâta scandal fac că baci urechile, degetele în urechi, să nu mai auzi. Nu e altă nimic. Până când încerișoară și împlinesc voia pe planeta aceasta, uitați-vă la legile care se promovează. Cine va guverna lumea? În primul rând, este Domnul Împăratul. Versetul 11 din capitolul 19. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal a cel ce sta pe el, este cel credincios și cel adevărat. Judecă și se luptă cu dreptate. Spuneam dimineață, în textul acesta, Domnul Iisus nu se retoarce să-ți ofere mântuirea. El vine ca leu din seminția lui Iuda, vine să nimicească pe cei care s-au adunat să lupte împotriva lui. Ochii lui erau ca para focului, capul l-avea încununat cu multe crâni împărătești. Și purta un nume scris pe care nu știe nimeni decât el singur. Era îmbrăcat într-o haină muiată în sânge. Numele lui este Logosul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer urmau călări îmbrăcate în insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea. Pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haine și pe coapsă avea numele, avea scris numele acesta. Împăratul împăraților le avea multe cu nume împărătești și Domnul Domnilor. Și Domnul Domnilor. Spuneam zilele trecute că promisiunile pe care Hristos le face celor 7 biserici le găsiți în partea finală a cărții, în ultimele 2 capitole. Este o singură promisiune cu care eu nu știu ce să fac. Și am să o citesc. Este făcută bisericii din Tiatira. Cel ce va veni va moșteni aceste lucruri, spune capitolul 21, versetul 7, adică va mânca din pomul vieții, nu va fi vătămat de moartea a doua, va mânca din mană ascunsă, va primi o haină albă și un nume, o piatră albă și un nume nou, va fi îmbrăcat în haine albe, numele îi va fi păstrat în cartea vieții sau va fi șters din cartea vieții, numele lui va fi mărturisit de Domnul Iisus înaintea Tatălui și Îngerilor, va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu și nu va ieși din el, pe el va fi scris numele lui Dumnezeu, numele cetății lui Dumnezeu și numele cel nou al lui Hristos și va cina și va domni împreună cu Hristos, cel ce va fi lui. Toate acestea se împlinesc începând cu capitolul 21. Există, în schimb, o singură promisiune. 6 se împlinesc în ultima parte. Una nu știu ce să fac, pentru că nu se potrivește în niciun fel. Dacă ați avea imaginea în față, imaginați-vă o menoră, sfeșnicul acela cu 7 brațe, are axa menorei sau trunchiul menorei și brațele menorei. Este ca un copac cu muguri, cu flori, pentru că este rugul aprins sau imaginea rugului aprins. Pe axa menorei este biserica din mijloc, Tiatira. Și Tiatirei sau biruitorilor din Tiatira le face o promisiune specială. Celui ce va birui și va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmi cu un toiac de fier, le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum și eu am primit putere de la Tatăl meu. Spuneți-mi când și cum în istorie face biserica așa ceva? Niciodată.
Hristos a câștigat biruința ca mielșul diavolului, ca leu care sfâșie. Și biserica lui este învățată să întoarcă și celălalt obraz, să meargă și a doua milă. Noi nu suntem chemați și învățați să scoatem sabia. Și în istoria asta a fiarelor este o atenționare. Cine va scoate sabie, va pieri de ea. Cine va duce pe alții în robie, va fi dus el însuși în robie. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Când și unde și cum va stăpâni biserica peste neamuri și le va zdrobi cu întoia de fier. Lasă-mi voie să trec în revistă repede evenimentele din Apocalipsa. Îmi pare rău că ai tam de trac. Da? Pentru că e ultima noastră seară. 19 cu 20, cele două fiare sunt prinse și aruncate în iazul de foc. În 20 cu 10, diavolul este prins și aruncat în iazul de foc. În 20 cu 11 la 15, toți vrășmașii lui Dumnezeu, toți oamenii care nu au avut numele scris în cartea vieții, sunt luați și aruncați în iazul de foc, care arde cu bucioasă. Cu alte cuvinte, până în 20 cu 11, toți vrășmașii lui Dumnezeu sunt măturați de veșterea istoriei. Care sunt neamurile pe care le va zdrobi biserica, viitorul bisericii din Tiatira, cu întoiat de fier? Does it work? Nu se potrivește în niciun fel. În capitolul 22 am un cer nou și un pământ nou, noul Ierusalim care se coboară din cer de la Dumnezeu. Așadar, repede întrebarea. Când și unde va stăpâni biserica peste neamuri? Când și unde? Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Asta e porunca lui Hristos dată bisericii. Celui ce va iubi, cel ce va păzi până la sfârșitul grele mele, îi voi da stăpânirea peste neamuri. Sfârșitul despre care vorbește Domnul Iisus Hristos poate fi fie venirea lui Hristos, da, fie venirea lui Hristos, fie sfârșitul vieții mele. Fii credincios până la moarte, și îți voi da plumuna vieții. Dar chiar dacă a zice, e vorba de sfârșitul vieții mele, și atunci nu știu ce să fac cu promisiunea aceasta. Dragii mei, în realitatea acestei vieți, noi, biserica, suntem chemați la suferință și răbdare. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Promisiunea, deci, nu poate fi interpretată în sens militarist. Au crezut cruciații că trebuie să folosească sabia, să cucerească Ierusalimul, să creștineze lumea. Eu spuneam, tot ce a rămas din ei astăzi sunt ruinele cetăților lor pe dealurile din Israel. Dealurile din Israel. Iar omul istoriei, Hristos luptă ca miel, nu ca leu. De aceea Dumnezeu Daniel contrapune celor patru fiare care se străduiau prin forță să își așeze împărățiile pe pământ. Contrapune pe unul ca un fiu al omului. Lui s-a dat stăpânire și putere să plătească, să-i slujească toate neamurile. Nu putea Dumnezeu să-i pune voia lui pe pământ? Ba da. Dar când a pus-o pe Nora la sfatul popular pe vremea aceea, până și cel de acolo a întrebat-o de bună voie și de silit de nimeni, accept să fiu luat în căsătorie de bărbatul acesta. Și până mi-a zis cu gura ei, da, până atunci n-am semnat hârtie. Imaginați-vă cum ar fi fost să o fi târât în lanțuri la primar. Zic, domnule primar, te rog frumos să-i dai hârtia, să te căsătoriți. A primat poliția pe mine. Dacă nici noi nu dorim dragostea cu silă, Doamnelor, doriți așteva? Petre. Cum ar vrea Dumnezeu sau Domnul Iisus o mireasă, obligată să-L iubească? De aceea, dragii mei, El a venit să așeze o părăsie ca miel care se lasă sfârșia, care plătește locul tău și locul meu, nu ca leu. Cine are urechi să audă, cine duce pe alții în robie, va fi dus și el în robie. Cine ucide cu sabia, va fi ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința Sfinților. Ați auzit că s-a zis? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.
Dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Hristos, Iisus vorbește bisericii. Ci oricine te lovește peste obrazul drept întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cărașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de lui, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău, să iubești pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său și peste cei buni și peste cei răi, de ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și va ieși. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frați, pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Dragile, imaginea Tatălui meu este Hristosul întrupat. Este Fiul lui Dumnezeu care a venit ca El să ridice păcatul lumii, să lase judecat. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, scrie Pavel în Epistola către Romani, versetul 17-12. Nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea oamenilor. Dacă este cu putință, pentru cât atât de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, pe iubiților, nu vă răzbunați singuri. Lăsați răzbunarea seama lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea mea este a mea, eu voi răspăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, vrei să mănânce. Dacă este sete, vrei să bea. Căci dacă vei face așa, vei grăbădi cărbunea prinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește rău cu bine. Acum v-am citit o mulțime de texte. Spuneți-mi, se potrivește promisiunea din Tiatira în contextul acesta despre care vorbește întreaga Biblie? Eu cred că nu. În lumina cărții Apocalipsa există o singură perioadă în care se potrivește această promisiune. Și asta este domnia de 1000 de ani. Balaurul este recat, aruncat în adânc pentru 1000 de ani. Și am văzut niște scaune de domnie. Unde? De pământ. Celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata, cu alte cuvinte, sunt figuri puse în autoritate pentru că să păstreze pe pământ. Pacea, liniștea. Și am văzut celor ce li s-a tăiat capul din pricina mărturiei lui Iisus Hristos, din pricina cuvântului lor, prima categorie, și ale celor ce nu se închinase la fiare, nu primise semnul sau numărul ei pe frunte și pe mână. Aceștia au înviat și au împărățit împreună în Hristos pe pământ. Dragii mei, există câteva grupuri de oameni menționate în versetele 4 la 6. Niște scaun domniei, cei ce șap pe ele, cei care au plătit cu viața, mărturia lor și cei care au rămas credincioși lui Hristos și au păzit poruncile lui și credința lui Hristos. Ne primim pe mână și pe frunte semnul de ale. Toți aceștia au avut parte de prima înviere. Și cu toți aceștia împreună, spune textul nostru, Hristos a împărțit 1000 de ani pe pământ. În Apocalipsa, capitolul 5, versetele 9 și 10, este un text interesant. Când mielul ia cartea și începe să-i împărtășească cețile, păcătuirile vicii, 24 de bătrâni și mulțimea de îngeri încep să cânte vrednicia mielului. Și versetul 9 și 10 spun, vrednic ești tu să iei cartea, să rupi pe cețile, căci ai fost junghiat, ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău, oameni din orice seminție, din orice norod, de orice limbă și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Și ei vor împărăți pe pământ. Și foarte interesant este că în versetul 6 din Apocalipsa este vorba de niște preoți. Fericiți și sfânți sunt cei ce au parte de prima înviere. Asupra lor, moartea a doua nu are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai Hristosului Său și vor împărăți cu El 1000 de ani.
Ce înseamnă a fi preot? Înseamnă a fi mijlocitor între Dumnezeu și cineva. Asta înseamnă a fi preot. Când Israel a fost ales, Dumnezeu spune, tot pământul este al meu, dar voi îmi veți fi o împărăție de preoți. Și un neam sfânt. Rolul lui Israel era să mijlocească relația dintre Dumnezeu și celelalte neamuri, trăind poruncile lui Dumnezeu, modelând, întrupând sistemul de valori al împărăției lui Dumnezeu. Spuneți-mi, de ce este nevoie de preoți în perioada celor 1000 de ani? Nu există dintr-o singură explicație. Sunt o mulțime de oameni nepocăiți la ora respectivă. O mulțime de oameni nepocăiți. Și în domnia aceasta 1000 de ani, mărturia, evangelizarea, preoția trebuie să continue. Dumnezeu dorește să mântuiască pe toți oamenii, spune Scriptura. El a dat pe Fiul Său ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Toți vor învia și vor sta înaintea scaunului de judecată, dar nu toți vor învia deodată. Există o primă înviere și a doua înviere, cel puțin în Biblie. Acum vreau să puteți crede sau să nu credeți în El. Dar Bisericii din Tiatira îi spune că dacă vei fi întreprinitor, vei stăpâni peste neamul, le vei zdrobi cu lucrurile de fier. Ori așa ceva nu se potrivește decât în vremea celor doi martori din capitolul 11. Oricine mai este să le facă rău, trebuie să piară, vrei să fom din cer, lovesc pământul cu urgii. Când, cum va fi lucrul acesta? În niciun caz nu poate fi vorba de perioada Bisericii. Pentru 1000 de ani, Iisus va guverna împreună cu cei ce au bine. Dar după trecerea celor 1000 de ani, m-aș opri doar pentru o paranteză. Când citiți profețiile, sunt o mulțime de texte care nu știi ce să faci. Nu le poți rezolva doar dacă le spiritualizezi. De pildă, textul acela din Isaia 11, în care leul, pardosul, boul, mielul, pruncul de țâță, năpârca, nu se va face niciun rău pe muntele meu cel sfânt. Când va fi treaba asta? Dacă spiritualizezi textul, atunci nu contează când va fi, poți să crezi ce vrei despre toată povestea. Dar după ce trec cei 1000 de ani, este ultima sfârșire a diavolului. Textul spune, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile. A fost legat și a lucrat în temnițe ca să nu înșele neamurile. Ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să se adune la războiul, la războiul cel mare, la război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei se vor sui pe fața pământului și vor înconjura tabăra sfinților și cetatea preiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Diavolul care înșela întreaga lume a fost aruncată în iazul de foc, care arde cu cucioase, unde sunt chinuite și fiară și prorocul mincinos. Și cu asta s-a terminat. Mă urmez un singur eveniment, judecata. Mai puteți că eu, roate că nu mai pot, mai puteți? O întrebare. Ce rost ar avea o domnie trupească, da? Pe pământul acesta pe care lui Hristos? Ce rost ar avea? Uitați-vă la ce am făcut cu planeta, vă spuneam dimineață. Atunci când ultimul sunet de trâmbiță sună, în capitolul 11, ultimele versete, Sfinții, Îngerii, toți strigă, a venit vremea să răsplătești pe robii tăi, pe Sfinți și pe proroci și să prăpădești pe cei ce prăpădesc Pământul. Și am vorbit despre impactul sunetelor de trâmbiță din două perspective. Fie din perspectiva cauzelor, cataclisme, evenimente unice care vin și impactează Pământul, fie o ploaie de foc, fie o munte de foc, fie o stea de foc. Am vorbit apoi despre duhurile necurate care, atunci când se deschide fântâna timpului, năvălesc pe planeta noastră și încep să înmulțească păcatele și bolile care derivă din ele. Și noi trăim astfel de vremuri. Dar am vorbit și din perspectiva efectelor. Primele patru trâmbițe lovesc habitatul uman, deșertificare, poluarea oceanelor, poluarea râurilor, poluarea atmosferică. Dragii mei, nu trebuie să vă uitați prea departe, să vedeți când pe adevărat sunt aceste lucruri. Statisticile făcute de curând
spun că 75% din pământul planetei a devenit nefolosit. La nefolosit. Nu, cu chimicalele noastre, cu toate nădăjduind să avem un pic mai mult. 75%. Între timp, pământul arabil scade, populația crește. Imaginați-vă ce va fi când vom începe să ne luptăm pentru un strop de apă. Duceți-vă până în Israel. Între Israel și Iordania curge un pârâu. Dragii mei, eu n-aș da doi bani pe el și n-a dejut de la Cluj, care e un pârâu murdar prin mijlocul Clujului. Cei care se spune, nu-l cunoașteți. Și ăla este mai bun și mai curat și mai frumos. Verde, e tot. Ofițerii ONU trebuie să păzească zona și să contorizeze cât apă iau evrei și cât apă iau iordanieni. De ce crezi că au dat lupte crâncene pentru înălțimile Golan? Pentru că de acolo au 33% din apă potabilă. 33% din apă potabilă. Dacă pentru un pâriaș astăzi trebuie să intervină forțele ONU ca să facă dreptate între evrei și iordanieni, spuneți-mi ce va fi când nu vom mai avea apă de băut, hrană, pâine de mâncat. Nu va fi greu pentru populația aceasta. Nu știu dacă simțiți cum crește tensiunea. Deci, am făcut praf planeta. Așa? Habar n-avem ce lăsăm copiilor noștri. Praf planeta. Cum ar fi fost dacă de Eden Adam ar fi ales altfel? Și-ar fi trăit în ascultare de Dumnezeu. Cum ar fi fost? Dumnezeu l-a creat ultimul, în ziua șasea. I-a dat o casă gata mobilată. Absolut fenomenal. Absolut fenomenal. Nu există în univers altceva. Așa omul. Și omul și-a bătut joc de lucrul acesta și-a prăpădit pământul. Oare dacă 1000 de ani, cineva ar putea restrânge răul, impune legea lui Dumnezeu, s-ar vedea ceva în bunătăția. Wow! Mie mi-a plăcut să trăiesc așa pe la sfârșitul 1000 de ani și să văd implicațiile. Dar poate că ăsta putea fi o rațiune. Nu credeți ce vă spun, că s-ar putea să fie adevărat. Dar a doua mea întrebare și mai dureroasă. Dom'le, dacă un înger l-a legat pe Satan și l-a rugat pe acum, ce minune o mai trebuie să-l dezlege pentru o puțină vreme? Nu a putut să-l lase acolo. E justificată întrebarea mea? Da. Am spus că timp de 1000 de ani, când am pus întrebarea peste cine va domni Hristos împreună cu Biserica Lui, am zis, pe pământ vor fi tot felul de oameni. Deși va domni Hristos timp de 1000 de ani, nu se vor pocăi toți. Și atunci mă întreb, nu cumva Satana trebuie dezlegat ca să nu mai credem minciunile cu care am fost îndopați noi, ca și copii în comunism. Când a venit comunismul și a zis, capitalismul e de vină. Nici nu știu de ce v-ați mutat aici, da? Dar dacă schimbăm sistemul social și facem egalitate între oameni, Orwell, 1984, da? Dacă ați văzut cumva filmul, dacă facem lucrul acesta, omul se schimbă. Omul este bun în natura lui, în esența lui. Trebuie să schimbă contextul în care el trăiește. Dacă e schimbat contextul, faci din el omul nou, al lui Nicolae Ceaușescu. Pe toate gardurile, opacarurile cu omul nou. Dragii mei, nu este un lucru mai urât decât ceea ce a făcut comunismul în zilele noastre. Din noi, din oameni. Domnul Iisus Hristos, într-o 1000 de ani, nu l-a putea pocăi pe toți oameni. Dovadă? Diavolul trebuie să dovedească. Este eliberat pentru puțină vreme? Și adună o mulțime ca nisipul mării. Și zic, să scuturăm de pe noi jugul acesta. Citiți capitolul 11. Când cei doi martori sunt omorâți de fiara care se ridică din adânc, și aici trebuie să o pun undeva, la dezlegarea diavolului, în momentul acela, locuitorii pământului încep să benchetuiască, să-și trimită cadouri, că, în sfârșit, am scăpat de toată povestea asta. Dragii mei, dacă Dumnezeu a fi putut schimba omul pe tine și pe mine, schimbând mediul în care trăiești, n-ar fi trebuit să moară Hristos. Dar dezlegarea diavolului va dovedi, odată pentru totdeauna, că
că nu exista altă soluție pentru păcatele noastre, decât ca Dumnezeu însuși să fie în Hristos, împăcând lumea cu sine. Împăcând lumea cu sine. După 1000 de ani, după dezlegarea diavolului și după lupta aceea care nu s-a consumat pentru că un foc din cer i-a mistuit pe toți, urmează scena judecății. Și pentru că e târziu, v-aș lăsa să o citiți voi și vă. Este interesant că atunci când citesc scena judecății, se așează scaunul de domnie, ai toate semnele scatologice ale venirii lui Hristos și pe urmă, toți cei care au trăit doar de pământ, pe pământ, moartea, locuința morților, dat înapoi pe morți, cei care erau vie înaintea lui Hristos, și-a început judecata. Și dați-mi voie să o descriu și să închei. Când a început judecata, a venit primul eșalon, s-au consumat cam 90% din toți cei ce au existat toate pe pământ și absolut nimeni nu s-a vrednicit să fie primit în Împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a intrat în panică. Și pentru că Fiul a zis, mă duc să vă pregătesc un loc și acum hotelul rămâne lui, pentru că nimeni nu s-a vrednicit să fie dus acolo, se adună completul de judecată și zic, cum ar fi să coborâm un pic standardele, să nu mai pretindem așa de mult. Ca să ajungi în Canada, ajung și azi de 3 întrebări, da? Nu mai cer 500. Ca să intri în cer, 70%, 80% e suficient. Când aproape toți oamenii au trecut pe lângă judecata, nimeni nu se califică. Și Dumnezeu zice, hai, nu putem lăsa cerul gol. Hai să coborâm la 50% pretențiile noastre. Mă mire că nimeni nu îi spunește des. Un Dumnezeu drept nu poate face așa ceva. Și de aceea Scriptura spune că un singur om de pe planetă, judecat la sânge, după dreptatea lui Hristos, s-a calificat. Îl cunoaște cineva? Ece om. Ece om. Dragii mei, Dumnezeu i-a dat toată viața veșnică, toată moștenirea, tot ce are Tatăl este lui. Totul. El este singurul care a câștigat, care a meritat. Atunci și cu mine să avem acces în cer, Domnul Iisus Hristos, când s-a așezat pe scaunul de domnie, s-a dat puțin mai aproape de Tata. Și Tata l-a întrebat, de ce m-am înghesuit? Domnul Iisus a zis, să fac loc miresei. Scriptura spune, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Când ai pe Fiul lui Dumnezeu, atunci când mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu a înviat din morți. Atunci când îți speli hainele în sângele Mielului, pentru ca neprihănirea Lui să ți se împrumute ție, să fie judecat El în locul tău, să intri pe barba Lui, pe pașaportul Lui, în țara aceea pe care El a pregătit-o pentru noi. Amen, amen. Și textul se termină în felul acesta. Oricine n-a fost găsit scris în cer. Două feluri de cărți se deschid. Cărțile faptelor, de judecata în toată Biblia este după fapte. Nu după povești și credință și religie. După fapte. Dumnezeu va da urgie, mânie și urgie peste cei ce fac rău. Da? Fac rău. Dar s-a deschis și o altă carte. Este cartea vieții. Și textul se încheie așa, versetul 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în viață de foc. Și abia după aceea începe multă. Rășmașii lui Dumnezeu sunt băturați ca pe scena istorică. Dragii mei, în fața acestei cărți, mie mi se ridică o singură întrebare. Unde îmi este scris numele? Dacă țineți minte, am avut o divagație zilele trecute legată de promisiunea pe care o face Dumnezeu Bisericii din Sardes. Celui ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. M-a intrigat
fraza aceasta. Cum adică numele scris în cartea vieții pot fi și șterse? Bă, dacă limba are sens, promisiunea este asta. Nu-i voi șterge numele doar celui ce va birui, ci se întâmplă cu cel care nu va birui. Fiecare scrisoare se termină nu la binecuvântare, ci și pe blestem. Dacă nu te pocăiești, se osfești cu din locul lui. Dacă nu te pocăiești, voi veni împotriva ta cu sabia cu mele. Dacă nu te pocăiești, am să o îmbolnavă în pat și voi lovi cu moartea pe copii. Dacă nu te pocăiești, voi veni peste tine ca un hoț. Dacă nu te pocăiești, am să te vărs din gura mea. Cu alte cuvinte, există și reversul monezii. Și am văzut că dacă iau în serios textele de Scriptură și pun întrebarea pe ce bază să scriu numele noastre în cartea vieții, răspunsul este simplu și clar. În baza lucrării desăvârșite și terminate a Domnului Iisus Hristos. Și El și-a terminat lucrarea înainte de întemeierea lumii, ne spune Scriptura. El a fost cunoscut ca miel, fără cusur, înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, toți oamenii de pe planeta aceasta încep alergarea pe pământ cu numele scris în cartea vieții. Toți. Pentru că El a fost jubiat de întemeierea lumii. Iar viața pe care o avem de trăit, trebuie să facem o alegere. Să ne păstrăm sau să ni se șteargă numele din cartea vieții. Observați care este tragedia. Tu ai Hristos a murit pentru tine. Tot ce a câștigat este și al tău. Este și al tău. Să ajungi în momentul acela, să-ți dai seama că puteai să fii mireasa lui Hristos. Și tu, de fapt, ai ales să fii așternut al picioarelor lui. Să fie unul pe vășmașii lui. Asta va fi iadul. Dragii mei, dar te va munci o veșnicie. Focul cel veșnic care n-a fost pregătit pentru tine, ci pentru diavolul și începutul. Cum am ajuns acolo? My name was Vladimir. Pentru că nu l-am băgat în seama pe Hristos. Ce serioasă alegere. Dragii mei, că alegi pe mâini România sau vii în Canada, doesn't matter too much. Let's explore. Dumnezeu a promis că dacă cauți împărăția Lui, măcar aș îmbrăcăni că ți-o luat așa. Așa e? Așa e. Dar dacă n-ai ales bine, să te costă, mă costă. Domnul să-i dea lumină. Să facem alegerea astăzi.